Am încheiat o nouă ședință de audieri în cadrul Comisiei SPP. L-am avut de această dată invitat pe domnul general de brigadă, dr. Ion Bălașa, prim adjunctul directorului SPP. Îmi cer scuze față de opinia publică și față de noastră presa, dar de data aceasta n-am putut să vă permitem accesul în interiorul sălii, pentru că sunt și foarte multe aspecte legate de specificul și de modalitățile de lucru ale acestui serviciu și sunt foarte multe lucruri care nu pot fi spuse public. Am făcut acest lucru la solicitarea domnului general și, pe de altă parte, ne-a convins că serviciul de protecție și pază are în componența lui cadre extrem de bine pregătite. A adus și foarte multe lămuriri și răspunsuri foarte bune la întrebările membrilor comisiei. Urmând ca noi să ne desfășurăm activitatea în continuare, săptămâna viitoare vă vom anunța în timp util pe cine vom avea invitat. În legătură cu audierea de astăzi, v-ați lămurit pe ceea ce caută până la urmă să afle comisia, dacă SPP a avut ingerințe politice? Obiectivul principal al acestei comisii este să descopere, să determine dacă serviciul ca atare sau membrii, cei care fac parte din acest serviciu, au influențat cumva activitatea unor partide sau activitatea unor lideri în acestor partide. Bineînțeles că nu ne referim doar la protecția fizică a demnitarilor sau protecția sănătății demnitarilor, ci ne referim și la partea de protecție informativă. Și cu părere de rău, nu vă pot spune acum ce înseamnă lucrul ăsta și dacă am ajuns la o concluzie finală. Este vremelnic să spunem că avem astăzi creionată o concluzie foarte corectă. Finală. Vă întrebam dacă astăzi, în cursul audierilor, ați aflat elemente importante pentru... Astăzi am audiat un specialist care ne-a explicat ce înseamnă munca dumnealui și dacă se pot cumva întâmpla incidente de cele pe care le suspicionează Parlamentul prin acea hotărâre de înființare a comisiei. După afirmațiile ferme ale dânsului, după părerea dânsului, aceste lucruri nu se pot întâmpla. Rămâne ca pe parcursul desfășurării următoarelor ședințe să ne convingem dacă este așa sau nu. Am fost săptămâna trecută o solicitare privind invitarea la audieri inclusiv a premierului Viorica Dăncilă și a președintului PSD Liviu Dragnea. Sunt șanse să fie chemați în perioada următoare cei doi? Chiar pe finalul acestei ședințe am votat și rezultatul a fost cu unanimitate. O serie de nume ce se propune a fi chemate la audiere și, într-adevăr, pe această listă este și domnul președinte Liviu Dragnea și doamna premier Dăncilă și chiar foștii președinți, domnul Traian Băsescu, domnul Ion Iliescu, domnul Emil Constantinescu, foști premieri, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose. Rămâne să stabilească comitetul de conducere a comisiei în funcție de disponibilitatea de program a persoanelor propuse a fi invitate, când se va întâmpla și aceste audieri. Domnul Pahonțu figurează pe această listă pe care ați votat-o în unanimitate? Bineînțeles că urmează și domnul Pahonțu, dar din câte știu eu, domnul Pahonțu astăzi nu este în țară, îl însoțește pe președinte în Italia și urmează să limităm și pe domnul, bineînțeles. Este una dintre persoanele direct vizate de această anchetă. Dar, practic, săptămâna viitoare știți pe cine veți audia? Aveți cumva decizie în acest sens? Ați transmis invitații? N-am transmis nicio invitație. În zilele ce au mai rămas în această săptămână ne vom contacta toate aceste persoane și în funcție de programul dumnealor o să stabilim invitații în cursul zilei de luni, când se întâlnește Comitetul de Conducere al Comisiei SPP. Dar aveți o strategie? Începeți cu foștii președinți, cu foștii premieri? La momentul acesta n-am stabilit încă nimic. Victor Ponta se află și el pe lista fotoșilor. Da, scuze, l-am uitat și pe Victor Ponta. Vă confirm că și Victor Ponta este pe această listă. Câte nume are această listă până la urmă? O să mă uit în stenogram, cred că în jur de 10.